Bună ziua, dragi berbeci! M-am întors cu partea a doua, focusată pe partenerul, partenera voastră, dar înainte de toate vreau să vă arăt ce clarificări am primit la două cărți care mi s-au părut oarecum contradictorii, 3 de cupe și 5 de monede. Deci am încercat să clarific oarecum cartea și am primit 4 de cupe și turnul. Ceea ce îmi... Pentru unii dintre voi chiar scoate în evidență o posibilă situație în care persoana la care vă gândiți, față de care simțiți, cel puțin vă suspectează că mai aveți pe cineva. Dacă într-adevăr mai aveți pe cineva, este partea a doua, dar vă suspectează. Ca dovadă, se gândește la acest 3 de cupe, da? Se gândește, s-a gândit. Și se gândește că poate. Eu cred că nu sunteți unul lângă celălalt în acest moment, din niște motive, sau chiar dacă sunteți, vă suspectează că mai aveți pe cineva. Și din acest motiv este oarecum supărată. Nu vrea să primească o cupă, să zicem, a prieteniei, dacă nu neapărat a dragostei, da? A fost supărată pe voi, dacă nu mai este. Ba chiar v-ați și despărțit. Din niște motive, cred că datorită felului lor de a se exprima, o să vă spun mai târziu, cavalerul de spade, sunt foarte geloși de fel. Sunt foarte geloși în momentul în care simt că este ceva în neregulă, spun direct sau pur și simplu pun capăt relației, a discuției, în fine, pun capăt. Rup tot ce pot să rupă în relație cu dumneavoastră. Și ca dovadă avem acest turn, da? Și să nu uităm, da, că în prima parte am vorbit despre 5 de monede ca fiind o despărțire, da? Poate că acum resimțiți momentul de singurătate sau de disconfort emoțional, mental. Pentru că totuși v-a fost dragă persoana, vă este dragă. Acum, care motive să vă suspecteze? Știți mai bine, dar sigur vă suspectează că mai aveți pe cineva. În mintea dumneavoastră, totuși, în afara cazului în care vă gândiți la acea persoană, la această persoană, în afara faptului că ați putea avea niște probleme financiare, da, poate legate de întreținere, hai să vorbim de întreținere, că e iarnă și acești oameni sunt cam înfrigurați, unii dintre voi, nu toată lumea, evident. În principiu, cele două cărți care au venit să clarifice cinciul de monede sunt cărți excelente. Mai ales că avem o sabie, o spadă care reprezintă chiar Mercurul. Deci, cu alte cuvinte, sau felul în care gândiți, în care vă exprimați, cu alte cuvinte, dacă în acest moment nu vă simțiți chiar confortabil din motivele financiare sau sentimentale pe care le-am exprimat în prima parte, la un moment dat, în cursul lunii februarie, vă veți regăsi ce? Controlul. Veți intra în autoritatea voastră, mentală, emoțională, de orice culoare ar fi, da? Aceasta este cartea împăratului. Este o persoană în controlul minții și al vieții sale, că vorbeam că poate undeva vă e frică a viața să vă controleze, vreți ca dumneavoastră să vă controlați viața. Și avem această dovadă, da? Și asul de doi așa aveți, și asul de spade, ceea ce exprimă o dorință foarte intensă de a vă spune adevărul, de a vă exprima adevărul. În cazul în care persoana aceasta v-a suspectat și v-ați separat, în cazul în care există motiv de suspiciune, la un moment dat în decursul lunii februarie, veți lua controlul și veți exprima adevărul care este de exprimat. Îl știți mai bine. Cu aceste două, acești doi ași, cred că totuși luna februarie va manifesta noi începuturi sentimentale și chiar profesionale.
Sentimental vorbind, este posibil să vă împăcați, să spuneți adevărul, dacă persoana vă iartă bine, dacă nu veți face ce veți face, dar vă veți împăca. Oricum, lăsați în urmă această energie negativă și vă veți manifesta cu mare putere. Haideți să vorbim un pic despre partenerul, partenera voastră, că din acest motiv avem și partea a doua, care, în principiu, suflet, sunt niște oameni minunați. Poate unii să aibă tendința spre a bea un pic mai mult, poate există evenimente în februarie, da, care vor stimula această dorință, dar în principiu cred că ei în suflet, aceasta e luna lor, sunt foarte sentimental, extrem de sentimental. Dumneavoastră aveți 3 de cupe, da? Să nu uităm, 3 de cupe, ei au 9. Comparativ, evident, există o supradoză de emoție în felul lor de a se comporta, de a se manifesta. Poate sunt chiar semne de apă sau dacă nu sunt semne de apă, nu contează. Orice semn ar fi, sunt niște oameni foarte sentimentali, emoționali și cred că într-un fel sau altul vă molipsesc și pe dumneavoastră. Sunt oarecum confortabil cu ceea ce au realizat până acum, un pic autosuficienți în anumite privințe, dar sunt oameni faini în suflet, sunt oameni foarte faini, însă felul în care se exprimă este cam abrupt. Acest cavaler de spade este o forță super rapidă. Este cel mai rapid dintre cavaleri. Cred că le place să se miște foarte repede. Poate au mercur sau planete în semne de aer și asta le creează rapiditate și în mișcare și în felul în care se exprimă. Posibil să fie foarte geloși, cum am spus, vă suspectează, dacă au motive, știți mai bine. Așa, foarte inteligenți, dar în momentul în care gândești ceva, spun direct. Și de multe ori fără menajament. Și din acest motiv ajungeți în situații de nu comunicați sau vă separați, vă despărțiți și apoi iar vă împăcați și iar vă separați și iar vă împăcați. Cum se manifestă în public și cu dumneavoastră? Sunt totuși, repet, sunt oameni faini și în suflet și în felul în care se manifestă foarte emoțional. Le place să fie de ajutor, să îmbrățișeze pe toată lumea, să vorbească cu toată lumea, să le ofere sfaturi, să fie alături de toată lumea, da? E semn public, e poziție publică. Dacă cineva are o problemă, imediat vin cu soluții sau cel puțin manifestă empatie. Asta e o carte care, da, exprimă empatie. Sunt persoane foarte empatice și lumea îi vede așa și așa și sunt, pentru că avem dovada, da, sunt foarte emoționali și sunt foarte buni totuși. Doar că se exprimă cam prea abrupt. Și cu dumneavoastră sunt empatici. Dacă aveți o problemă, imediat își fac griji, încep și suspectează, ar vrea să comunice, da, sigur vor să comunice orice. Așadar, preferă evident comunicarea emoțională de la suflet la suflet. Deci, dacă vreți să vă exprimați într-un fel, încercați să o faceți în așa fel încât să fie și pe limba lor, da? Că și dumneavoastră vă puteți spune adevărul și dumneavoastră puteți să controlați situația într-un fel sau altul, dar exprimați-vă un pic mai emoțional în acord cu felul lor de a fi. De ce le este frică? De acest 5 de spade. Poate unii dintre ei ar trebui să călătorească și să lase în urmă un trecut. Poate, în cazul în care v-ați despărțit, în cazul în care au fost niște probleme, ar dori să le lase în spate, da? Și să călătorească mai aproape de dumneavoastră, să vă împăcați. Acum, poate undeva orgoliu să mai fie în discuție. În suflet și-ar dori, dar undeva mental le este frică că ar ceda prea mult. Poate unii dintre ei nu stau într-un mediu tocmai pozitiv și din acest motiv reacționează foarte rapid.
Există un mediu mental foarte toxic acolo unde stau și au preluat niște obiceiuri de a se exprima foarte rapid, amândouă sunt semne de spade. Sper că mă înțelegeți, da? Ce își doresc? Își doresc justiția, își doresc dreptate. Își doresc, în primul rând, o relație echilibrată. Dacă unul dintre voi a dat mai multe emoții, mai multe sentimente, își doresc, în schimb, să primească măcar cât au dat. Măcar cât au dat. Dacă cumva unul dintre voi nu a fost corect, își doresc ca de acum încolo să se manifeste corectitudine, justiție între voi. Asta ca să nu vorbim de faptul că justiția, de fapt, balanța este casa voastră a șaptea, în principiu, a relațiilor. Deci, ca și berbeci, trebuie să aveți această putere, aveți, nu că trebuie, aveți această capacitate de a repara situațiile care au fost conflictuale. Aveți această posibilitate, această putere, da? Control, da? Autoritate. Dacă ceva nu merge bine în relația cu cei apropiați, fiind balanță, casa a șaptea, dumneavoastră aveți puterea să reparați. Ceea ce reușesc totuși într-un final este nouă de spade, să lase în urmă un trecut tensionat, cu suferințe, că acest trecut vă include și pe dumneavoastră sau că nu vă include, știți mai bine. Oricum, poate, tocmai din acest motiv, că au suferit foarte mult, au această tendință să fie geloși și să se exprime foarte rapid, să dea replica. De multe ori să nu gândească înainte să dea replica. Ceea ce noi facem, musai. Impulsiv, dar lipsiți de tactică, lipsiți de diplomație, deși în suflet v-am arătat, au cupe și sunt oameni foarte frumoși. Posibil, mediul în care stau nu este tocmai bun, da? Și poate totuși reușesc până la sfârșitul lunii să se elibereze de niște suferințe din trecut și să înceapă, aș vrea să clarific și să înceapă un nou ciclu. Sper ca această nouă dragoste care apare în cartea voastră să le aline această suferință și să-i ajute să depășească acest ciclu de suferințe, în cazul în care vă împăcați. Aș vrea totuși să clarific nouă de spade, pentru că mi se pare necesar șapte de cupe. Șapte de cupe. Șapte de cupe reprezintă o persoană care are multe opțiuni. Poate în momentul în care se hotărăsc să plece din acel mediu care nu este tocmai pozitiv, să vadă câte opțiuni sunt în jurul lor. Poate. Poate visând la dumneavoastră, este și o carte a fanteziilor, poate visând la dumneavoastră, clarificăm, te rog, 10 de spade, poate visând cu ochii deschiși la dumneavoastră, pur și simplu această stare de visare le alină suferința și ajută, da, fanteziile pe care și le creează, îi ajută să depășească această stare de suferință. Poate au fost bolnavi. Poate au fost bolnavi și asta confirmă. Poate și dumneavoastră v-ați gândit și asta confirmă. 10 de spade și 5 de monede amândouă exprimă, da, o stare de boală. Aici este un om care are cârje, da? Aici este un om care are nu știu câte 10 săbii în spate, da? Poate a fost o boală și poate tocmai din acest motiv le este frică că nu vor lăsa în urmă suferința. Doar o vor lăsa. O vor lăsa, cu siguranță. Și numai visând, da? Poate au niște vise sau pur și simplu imaginația îi ajută să se ridice deasupra suferinței și să nu uităm că au ca și clarificare steaua care reprezintă vindecare, reprezintă speranță, reprezintă poate chiar dragostea pe care au visat-o dintotdeauna și pe care e posibil să o primească de la dumneavoastră. Știți mai bine ce plănuiți să faceți, sper să mă țineți la curent
și să-mi scrieți. Oricum, cred că amândoi spre finalul lui februarie, dacă nu sunteți împreună, e posibil să vă întâlniți și să vă simțiți foarte bine. Și chiar să vă împăcați în cazul în care undeva prin ianuarie, februarie v-ați separat un pic. Vă doresc numai bine, dragoste și pace.